postit mama pentru el, 35 de ani și se rugă. Câteodată Dumnezeu nu ascultă din prima rugăciune noastră, să știți. Pentru că vrea să ne încerce de multe ori perseverență. Așa spune Domnul să spun ție. Într-o dimineață, era săpadă până în genunchi. Venisem de la evanghelizare din Craiova și am ajuns la 4 dimineața acasă. M-am dus să mă culc și la ora 9 mă bate de umăr un băiat de la noi din sat. Și spune, pastore, bunicul meu te cheamă să vii la noi acasă. Dormit 4 ore, eu, și mi-am adus aminte că m-am trezit așa după 4 ore mahmur, că moșul său e ortodox. De ce nu te mă popa, mă? Primul gând care mi-a venit în cap a fost să declin responsabilitatea. Nu-i treaba mea, mă. Are asta preot. A fost cantor în biserică ortodoxă. Mi-am adus aminte că mi-am tras pantalonii pe mine să mă duc în zăpadă după prun. Că omul a fost prizonier în Rusia. Și că a venit pe jos din Rusia. Desculț, cu ciorapi în picioare și că avea nu știu câte medalii. Și că omul ăla, cât a trăit în sat, n-a vorbit de rău pe nimeni niciodată. Ortodox era, trăgea clopotele la biserică, dar omul ăla n-a înjurat niciodată și n-a pus alcool în gura lui, niciodată, n-a fumat. Și pe toată lumea a respectat. Și de-a pe ulițe și pe brutăți, pe stradă, la tăți zicea Dumnezeu să te binecuvinteze. De 8 ani de zile era paralizat. Stătea în pat și avea găuri în spate. Omul care stă mult face scare de cupit. 8 ani de zile a băut numai lapte pe paie. Primeau pensie și aveau grijă de el, dar nu numai pentru asta, poate că era oameni buni. Dar avea pensie mare, pensie de bolnav, pensie de bătrânețe, pensie de veteran de război, pensie de prizonier, pensie de nu știu ce grade au avut în armată. Când m-am dus la el, stătea stafie în pat. Era mai bătrân ca tata cu 2 ani. Deci atunci avea aproximativ 80 de ani el. Tata de 78. Și zice, pruncul meu, știi ce te-am chemat? Azi noapte a venit Iisus la patul meu. S-a așezat lângă mine pe pat, zice, era îmbrăcat în hane albe și avea un brâu de aur în mijloc și a zis că te vine Mirone, tu îl chem pe pruncul din capătul satului să te boteze, că tu trebuie să te botezi astăzi. Dar zic, bace Mirone, cum te botezi pe tine, mă, că tu la biserică nu poți vine, tu ești aici în pat. Dacă te botezi din tocană cu apă, aruncă apă de 3 ori pe tine, numele Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Tu crezi de bun botezul ăsta? Și mi-a spus, da, eu cred de bun. I-am adunat pe cei din casă, pe fata lui nepocăită, cine le murise, pe nepoți și a zis, veniți că bătrânul vrea să se boteze. M-am dus și ne-a rugat și l-am botezat. La 5 minute după ce l-am botezat, zice, dă mâna, că vreau să mă ridic în fund. Om paralizat de 8 ani de zile s-a ridicat în fund, pe aceea zice, spune-mă înapoi că mă doare capul. Faceți-mă o ciorbă, zice, că aș mânca o ciorbă. 8 ani de zile mânca lapte. După 20 de minute, după asta, s-a ridicat în picioare și busca înaintea voastră, a stat el în casă. După ce s-a botezat în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Dumnezeu l-a ridicat în picioare. Nu m-am gândit în dimineața aceea, iubiților, că omul ăsta se va face bine. M-am gândit că se va boteza, doar atât. Dar Dumnezeu când îi cer ceva cu credință, îți va da mult mai mult decât crestul și cer. Și omul ăsta s-a ridicat în picioare și a început să-L laude pe Dumnezeu. Ce vorbești? În cealaltă duminică se duc la biserică, mă. Era membru și la biserică. L-am dus la biserică din sat, nu i-a plăcut. Mă zice, și așa cântă de parcă duce mortul la groapă. L-am dus la Beiuș, când am văzut el orgă, tobi. Zice, asta ai! Băi, m-am gândit, 80 de ani, ce treabă ăsta tobi nu mai. Ceea ce-mi place, că mi-ai cu viață. El, dar
paralizatul s-a fi mișcat pe leacă. Eu m-am mutat în Beiuș cu soția și cu cei patru copii. Casa noastră lângă Beiuș, lângă oraș, 5-6 km. Mergem în fiecare zi la mama și la tata. În clipa în care l-am botezat pe el, tatăl meu a căzut la pat. Omul ăla tare, știți că atunci când ești tare și mare, toată lumea. Pe mamă o bătea, eu a spus, mă, tată, va veni vreme în care ea va fi asistentă ta medicală. Nu mai dai ea. Nu-ți bate doctorul. A venit vremea aceea în care tata a stat la pat și mama îl îngrijea. Între noi și Mironia erau 10 case. Bătrânul știți cum umbla? Ca pe șenile. Așa umbla. E de pe cam un ceas să ajungă de la ei la noi. Știți ce mi-a spus mama la telefon? În fiecare zi, zice Mironia, vine la tată tău. Tata nu mai putea ia la ușinii așa liniștit. În pat și mă era vizitat de ăsta pe șenile. S-a așezat lângă el și spunea, mă, Ioan, trebuie să te pocăiești. Și acum să vă spun frumusețea. Singurul om de care tata asculta în sat. Singurul om pe care tata lăuda în sat. Singurul om care avea cuvânt în fața lui tata. Era la pășenile bătrână. Și el a simțit în sufletul lui lucrul ăsta și a zis, cum pruncul lui a venit pe-n zăpadă la mine să mă botez și m-am ridicat în picioare. Asta e datoria mea să mă duc să vorbesc cu Ioane despre Dumnezeu. Ăla a devenit evanghelistul tatălui meu. După două luni de zile m-a sunat mama și pentru cei care a fost același adevărat și a fost dintre păstorii mei aici, Călin Lucaciu și fratele Țapoș, vreau să vă spun că a sunat mama într-o zi, plângând și a spus, zică-te pastorul Adrian Țapoș, care e colegul meu, și medic, zi să vină iute la noi acasă, nu seara, că taică-te vrea să se mărturisească la el și vrea să se boteze, să se pocăiască. Când m-am dus seara acasă, după ce a vorbit o oră cu pastorul, că e fost greu să se spovedească la mine, nu? Că el mi-a spus de la bun început, bă, prima dată a fost găină, mă. Băi, ou. Nu știam atunci că prima dată nu a fost nici găină, nici ou, ci cuibarul. A fost cea mai fericită zi din viața mea când eu l-am botezat pe tatăl meu într-o zi de Paște. Dragilor, vă pun o întrebare simplă. Cine a putut să schimbe pe tatăl meu? Dumnezeu. Prin cine a făcut-o Dumnezeu? Pentru un om de 80 de ani. Singurul care avea cuvânt. Nu spune că ești prea bătrân. Pentru lucrarea Domnului sau prea nesemnificativ. Nu spune că Dumnezeu nu mai are cu tine nimic de lucru. Și vă mai spun ceva. Cine face, lui își face. Cine dă, lui își dă. Dacă eu ziceam, nu mă duc în dimineața aia. Dumnezeu avea în vedere singurul om care putea să aducă cuvântul tatălui meu. Era ăla la care trebuia să mă duc eu. Dacă eu ședeam la căldură, tatăl meu pleca nemântuit astăzi la cer. Au murit amândoi la un interval de un an. Au plecat amândoi la cer. Acolo unde nu-i nevoie nici de cârje. Acolo unde ne vom întâlni într-o zi cu toți. Numai Dumnezeu ne poate da credință. Numai Dumnezeu. N-am să mai fac nimic în seara asta. Aceea să zic, amin, cine vrea să se pocăiască, foarte bine face. Cine vrea ca să nu se pocăiască și să meargă în iad, iar bine face. Pentru că fiecare va da socoteală pentru el. Eu v-am spus Evanghelia din slăbiciunea trupului, picioarele mi sunt flate. Că nu sănătos. V-am spus-o cu dragoste. V-am spus-o ca la frații mei cu care voi moști din cer într-o zi. Și știți ce aștept? Abia aștept să iau cina seara asta. Pentru că n-am știut până dimineață, când l-am văzut pe tara pe acolo, nu știam ce scoveri de să facă. Nu, că el face azi, mă gădăm cina. Dragilor, eu nu sunt pregătit să iau cina. Eu sunt pregătit să vină Iisus Hristos. Că poate vine noaptea asta. Și aș vrea ca să mă ducă de aici știind că ultima seară m-am împărtășit cu frații mei. Mâine zbor cu avionul. Vreau să știu că sunt liniștit pe avion. Că indiferent ce se întâmplă, ultimul lucru pe care l-am făcut. Că am stat la masă cu Iisus Hristos, Domnul meu. Și cu voi. Știți ce a spus Iisus? Am dorit
asta am dorit mult să mănânc Paștele astea împreună cu voi. Întrebarea este, voi doriți asta? Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare. Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru seara aceasta. Mulțumesc că aici au fost oameni vindecați, au fost oameni eliberați. Avem cina ta pe masă, Doamne Dumnezeule, păcătoși suntem și răi. Niciunul dintre noi nu vrea nici să o dăm, nici să o luăm. Vrednic este mielul care a fost juliat. Suntem păcătoși și răi cu toți. Ne mărturisim păcatele înaintea ta. Te rog binecuvântă, Doamne, și pâinea și vinul de pe masă. Ca prin ele să primim putere și vindecare și iertare. Că vreau să ne rugăm cu toții în seara asta și să cerem cu toții iertarea Domnului. Să cerem cu toții prezența Domnului. Să cerem cu toții în seara aceasta bucuria Duhului Sfânt peste noi, peste fiecare. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Toată biserica trebuie să se roage în clipa aceasta. Să spunem, Doamne, suntem păcătoși și răi. Venim și ne împărtășim înainte, dar nu prin meritele noastre.